cu prilejul aniversării de 95 de ani de la unirea Bucovinei cu țara și a Zilei Naționale a României, în perioada 21-24 noiembrie 2013, în nordul Bucovinei, la Cernăuți, pentru a șaptea oară consecutiv, Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservare și Promovare Culturii Tradiționale Românești Cernăuți, în parteneriat cu vechi parteneri, Centrul Cultural Bucovina din județul Suceava, Liga Tineretului Român Junimea din Cernăuți, Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina și Asociația Vatra Satului, au organizat Zilele Culturii Tradiționale Românești. Acțiunile culturale din cadrul acestui eveniment au fost sprijinite de primăriile orașelor înfrățite Iași și Cernăuți, Primăria Sector 5 București, Consiliile Județene Iași și Suceava, Administrația Regională de Stat și Primăria Cernăuți și a reprezentanților diasporei românești din Statele Unite ale Americii. Din suita de manifestări derulate în cadrul Zilelor Culturii Tradiționale Românești la Cernăuți au făcut parte ediția noua a Festivalului Concurs Internațional de Folclor Românesc în Grădina cu Flori Multe, ediția 5-a a simpozionului Vatra Dulce Strămoșească, dedicat problemelor cercetării, culegerii și păstrării folclorului, lansare de carte, ediția 7-a a Festivalului Internațional de Folclor Autentic Românesc, Sâmcânți Copzar. Toate aceste acțiuni vin să pună în valoare autenticitatea folclorului muzical românesc din zonele folclorice ale Bucovinei și nu numai, înlăturând totodată influența modernului, dar vine și să completeze lipsa de informații actuale despre cultura tradițională a nordului Bucovinei, despre tezaurul muzical folcloric bucovinean autohton în rândul tineretului, să contribuie la stabilirea cooperării optime între asociațiile culturale din Ucraina, România, Republica Moldova, în scopul de a revitaliza, conserva și valorifica tezaurul muzical folcloric românesc, de a populariza valorile spirituale și culturale ale neamului, de a propaga cultura tradițională românească. Nu mai puțin importantă este dezvoltarea cunoașterii și comunicării între copiii și tineri, încadrarea lor în diverse acțiuni cultural-artistice naționale și internaționale. La ediția actuală a acestui festival au participat 52 de concurenți din Ucraina, România și Republica Moldova. Toți participanții au primit din partea organizatorilor diplome și mențiuni, dar au fost decernate și premii speciale de către Asociația Culturală DOR de la Humor, președinte Maria Macovei și personal de interpretul Grigore German, care a fost printre primii deținători ai premiului mare al acestui concurs. Într-o competiție deloc ușoară, premiul mare a fost câștigat de Mădălina Candrea din Vatra Dornei. Concurenții au fost acompaniați de orchestra ansamblului Bucovina, a Școlii Populare de Artă Ion Irim din Suceava, sub bagheta dirijorului Petrică Oloieru. A încheiat această escapadă de acțiuni culturale românești, spectacolul de gală al ediției a 7-a Festivalului de Folclor Autentic Românesc Sâmcânți Copzar, care a avut loc pe 24 noiembrie, pe scena sălii de spectacole a Centrului pentru Educație Estetică Tineretul Bucovinei din Cernăuți, unde au urcat mai mult de 250 de artiști de toate vârstele. Printre ei s-au numărat ansamblul folcloric Perla, ansamblul folcloric Poienița din comuna Stampei, județul Suceava, formația folclorică Flori Maierene din comuna Maieru, județul Bistrița, formația folclorică Gura Izvorului din Vatra Moldoviței, grupul vocal Ochișelele din satul Tărăsăuț, raionul Noua Suleță, grupul folcloric Țărâncuța din satul Marșânțe, același raion, grupul de bărbați a corului Dragoș Vode. Au răsunat și cântece ucrainene aduse în scena festivalului de membri ansamblului folcloric Cervona Călina de la Școala Medie Generală Ciunchiv, raion Zastavna. Tinerii interpreți, laureați ai actualei ediții a Festivalului în Grădina cu Flori Multe, Ana Maria Calancea, Serafima Tululuc, Cezărina Ștefănesa, Corina Tsugu, Ion Dicusar, educați în studioul vocal folcloric al Centrului Bucovinean de Artă Cernăuți, au evoluat alături de consacrați artiști Călin Brăteanu, Natalia Andrieș, Ionuț Urdeș, Gheorghiță Rotaru, Adriana Bucevski, Valentina Tipa-Lulciuc, Andrei și Veceslav Bânzari, Andrei Balan. Au onorat festivalul cu recitaluri și rapsuri popular, Sofia Roșca din satul Marșânțe, Trifan Bălăucă din Bucecea Botoșani, Vasile Mocanu din Turcoaia Tulcea, dar și fanfara din Chetriș, ajunsă pentru prima oară împreună cu directorul Centrului pentru Conservare și Promovarea Culturii Tradiționale Iași, Adrian Ardelean, la acest festival. În pofida faptului că fondurile acumulate de organizatori au fost foarte mici, calitatea acțiunilor acestei manifestări nu a suferit. Organizatorii au fost sprijiniți
veniți și de românii care nu sunt indiferenți la soarta culturii și folclorului românesc. Un cuvânt aparte merită și cei câțiva sponsori ai sărbătorii: Gabriel Savo din Statele Unite ale Americii, Fundația Iuliu Maniu, Boston, New York, președinte Justin Luba, Societatea Culturală Istorică Mihai Viteazu din Ploiești, președinte Mircea Cosma și alți binefăcători cu contribuții mai modeste, cărora organizatorii și participanții le-au adus cuvinte de recunoștință pentru contribuția adusă la organizarea acestui eveniment. Mulțumiri au fost adresate și Departamentului Politici pentru relația cu românii de pretutindeni, pentru crearea condițiilor tehnice necesare în vederea realizării înregistrărilor video a acestui eveniment la cerințele actuale ale televiziunii. Sprijinul acordat Centrului Bucovinean de Artă prin finanțarea proiectului TV Cernăuți, o șansă de a fi mai aproape de frați. Ca de obicei, acest eveniment s-a dovedit a fi o reușită a organizatorilor și o sărbătoare de suflet a tuturor românilor din ținut. Cu prilejul zilelor culturii tradiționale românești la Cernăuți, spectatorii prezenți în sală și organizatorii au fost felicitați oficial de reprezentanții Direcției pentru Cultură din cadrul Administrației Regionale de Stat Cernăuți, de reprezentantul Consiliului Regional Cernăuți, viceprimarul Cernăuțului și consilierul Consiliului Județean Suceava, care au înmânat și diplome de onoare unor membri mai activi ai Centrului Bucovinean de Artă. Promovarea acestui eveniment de excepție este realizată prin intermediul media partenerilor, posturile de televiziune, studioul teritorial TVR Iași, Plus TV Suceava, Valea Prahovei TV din Ploiești, TRK Cernivții, TISA 1, Ujgorod, posturile de radio Ucraina Internațional Cernăuți, România Internațional București, Bucovina Cernăuți, ziarele Cronici Bucovinene, Concordia, Libertatea Cuvântului, Gazeta de Herța, Monitorul de Hliboca, Cuvântul Adevărului din Noasuleță, Jupânul din Suceava și Monitorul de Suceava.